Vă salut în acest episod filmare. Prezentăm acest 4-pack, acest set de 4 machete. Toate sunt First Edition 1999. Și aici, copyright 99. Este un set numit Racing American Style, a tribute to American racing. Este un set exclusiv apărut la magazinul Toys R Us. Din păcate a dispărut magazinul ăsta din America. Mai am aici un gift card de $25. Puteai să pui pe el până la $25. L-am luat când am fost, să-l am așa ca și amintire. Haideți să o deschidem, să analizăm un pic fiecare machetă. Ok. Și sealul aici, neatins, not returnable if opened. Nu a fost deschisă din 99. Interesantă și grafica asta, display-ul la inside box. Arată așa fain, like American flag. Pretty cool. Aici sub ea, asta cum îți prinse cu ceva elastic. O să-l desfacem fiecare. Și avem aici ceva, 2 years limited warranty, valid only in USA. Cum warranty? Că ăștia reclama la Hot Wheels, Hot Wheels for Life, right? Alright, și aici de trimis ceva era. La băieții de la Hot Wheels, completa informațiile. Le dădea și ceva bani și automat te puneau în Official Hot Wheels Collector. Acum avem RLC, Redline Club. Ok, hai să intrăm la operațiunea de tăiat elastice. Hai să în prima machetă. Nice. Baza e metal. Foarte grea. O cântărim imediat să vedem câte grame are. Caroserie tot metal. Un roșu fain. Avem aici pe capotă 454 CI. Motorul Big Block 454. Old school muscle engine. O vreme aia, în 70, este un Chevelle 70 SS. Aveau 390 de horsepower și Big Block-ul era 7,4 litri engine, un V8. Foarte faină. O grămadă de sponsori aici, frumos pe margini. Goodyear Tires. Jantele 7SP, 7 spițe. Foarte fain interiorul negru. Ceamurile sunt clear. American Racing Muscle Car, nice. Ok, ce fain e și asta.
Aici vorbim de un Oldsmobile Aurora GTS 1. Numărul de Racing 24. Sponsor frumos pe margini. Eleronul ăsta e din plastic. Caroseria e metal. Baza e plastic. Roll cage înăuntru. Stilul de NASCAR. Jantele la ăsta se numesc LW, Lace Wheels sau Wire Spoke. Pretty cool. E faină și capota asta, hood-ul ăsta cu scoop-ul ăla pe față. Nice. Trecem la următoarea. Cea de-a treia, aici vorbim de un Chevy Monte Carlo Concept Car. În 99 era Concept, dar este în realitate mașina asta scoasă. Caroseria e metal, baza tot metal. Avem aici scris Monte Carlo Concept, frumos. Se vede aici și motorul, transmisia, exhaust system pe lateral aici. Numărul 27 for racing. Culoarea asta e Metal Flake Blue. Cool, cool, cool. Jantele tot așa Goodyear. Foarte faină. Asta e tot în 7 spițe. Basic negru necromate. Cool. Și trecem la ultima machetă. Cea de-a patra este un 1999 Ford Mustang. Să vedem, scrie pe bază, scrie și pe bază. Asta baza e din plastic. Caroserie metal. Numărul de racing 88. Avem aici și Mustang-ul frumos. Jantele au decis pe ăsta să-i pună 3SP în 3 spițe. Frumos galbenul, îi stă bine la Mustang tot timpul galbenul. Pe spate nu avem detalii. Două tobe pe spate, bineînțeles că e din setul de racing, that means it's a GT. Un V8, for sure. Sponsori. Interior așa un grey. Are geamuri all over, peste tot. La altele e... Nu au aici la ușe, dar văd că asta are tot complet. Nice. Acestea au fost cele patru. Hai să le cântărim un pic, să vedem ce diferențe între una metal-metal și
metal plastic. Ok, prima la cântăreală avem șevelul, care ne spune că are 63,1 grame. Greu. Aurora cât are? Are doar 40,3. Monte Carlo 60,7, și asta e tot metal. Și Mustangul are 38,3. Avem aici grame de Hobby. 202 grame de Hobby. Cool. All right. Mulțumesc de vizionare și ne vedem în alte filmări cu alte seturi, machete și idei. O seară faină, o zi bună, oriunde vă aflați.